Doi dintre fotbaliștii echipei CS Universitatea Craiova, Nuno Rocea și Cai, au fost selecționați la Naționala Insulelor Capului Verde. Această reprezentativă va juca o dublă manșă eliminatorie cu Naționala Keniei în preliminariile campionatului mondial din anul 2018. Primul joc se va disputa mâine, de la ora 15, la Nairobi. Returul este programat la Praia, pe data de 17 noiembrie. De la CS Universitatea Craiova a mai fost convocat însă la Naționala României atacantul Andrei Ivan, pentru amicalul cu Italia, programat marți, la Bologna. Liga profesionistă de fotbal a dat publicității situația integraliștilor din Liga 1 în primele 17 partide. În total, sunt 7 jucători care au contabilizat toate minutele în actuala ediție de campionat. Doi dintre aceștia evoluează la CS Universitatea Craiova. Este vorba de portarul Cristian Bălgrădean și fundașul Bogdan Vătăjelu. Alături de ei se regăsesc Bogdan Mitrea, Ioan Filip, ambii de la FC Viitorul, Ionuț Larie de la CFR Cluj, Aline Toșca de la Steaua și Peterson Pesania de la Petrolul Ploiești.